Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi o nouă ediție Personalitatea Zilei la Exclusiv TV. Pot să spun de la bun început că am o plăcere deosebită să vă prezint o doamnă, o prietenă a televiziunii noastre, e vorba de primarul Comunei Poduri, doamna Narcisa Diana Albu. Un nume foarte frumos. Bine ați venit la noi în studio! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult de invitație, pentru că fără invitația dumneavoastră n-aș fi ajuns aici. Ne face și nouă plăcere deosebită, mai ales că noi ne adresăm atât cetățenilor din județul Bacău, de această dată în mod special pentru cei din Comuna Poduri, dar și celor care sunt, și podurenilor care sunt plecați în străinătate. Spuneam eu că dorul de casă este mai important decât orice, și poate această emisiune, dacă este urmărită și de ei, poate fi un prilej pentru a-și aduce aminte că în Comuna Poduri este foarte frumos. E o comună în care oamenii sunt muncitori, sunt gospodari, sunt oameni serioși. O comună cu tradiție istorică și literară. Putem spune, avem câteva personalități în Comuna Poduri. Noi chiar am participat ca televiziune la câteva acțiuni de lansări de carte, avem festivaluri, avem tot felul de acțiuni. Dar o să discutăm, o să le luăm pe rând, doamna primar. Sigur. O să începem întâi să clarificăm pentru cei care nu sunt din Comuna Poduri, unde este situată în județul Bacău, suprafață, populație și cum o vedeți dumneavoastră, cu ochii dumneavoastră. Da. O să încep așa din punct de vedere geografic și o să fac așa o mică glumă, spune lumea că Poduri este lângă Moinești. Moinești este lângă Comuna Poduri. Comuna Poduri este o comună foarte întinsă, are peste 15.000 de hectare de teren, 100 de kilometri de uliți, trece de J117 care merge până în, face legătura cu Berești-Tazlău, suntem pe malul Tazlăului. Este o comună foarte frumoasă. Toată valea acestei comune este pusă doar pe ape. Din punctul ăsta de vedere este și o problemă acest fapt. Dar o comună care are aproximativ 7.000 de locuitori, zic eu că este o comună destul de mare. O comună care implică foarte multă responsabilitate și foarte multă muncă. Numai că oamenii din Comuna Poduri sunt oameni chiar mai mult decât gospodari și oameni foarte harnici, mulți plecați în străinătate, așa cum ați spus, dar să știți că nu cred că vreunul dintre aceștia și-a uitat rădăcinile și de unde au plecat, asta datorită faptului că este comuna așa cum este și sunt oameni așa mai cu sânge așa în venă care nu uită oricum de unde au plecat. Așa că ce aș putea să spun decât că este o comună aproape cât un oraș. Care implică foarte, foarte mult efort din partea administrației locale, dar și din partea oamenilor și a cetățenilor pentru ca să putem să avansăm, nu? Că de fapt asta este, pentru asta este o administrație locală, pentru asta sunt aleși, ca să pot face, să poată face ca toate proiectele, toate lucrurile să fie avansate și lumea să se simtă bine acolo unde este. Haideți să vorbim despre dumneavoastră câteva lucruri. Nu este o procedură în emisiunile noastre, dar vreau să vă cunoască oamenii așa cum sunteți, ca persoană. Cum de v-a venit ideea asta să intrați în politică? De când? Cum? În politică am intrat în anul 2000. Din anul 2000 sunt la PSD. Niciodată nu am schimbat partidul. Asta e foarte bine. Am avut destule oferte, chiar am refuzat, pentru că nu, acum să spun ceva așa mai, nu ciolanul m-a interesat niciodată, da. Chiar nu m-a interesat, m-a interesat chiar să rămână ceva, dacă se poate așa cum sunt și să rămână ceva în urma mea. Despre mine ca și persoană, nu știu, cred că nu sunt eu în măsură să spun niște lucruri.
Probabil că au spus-o prima dată cetățenii Comunei Poduri când m-au ales, un număr foarte mare de voturi. Chiar am fost plăcut surprinsă. În ce an a fost chestiunea asta? Păi eu sunt în primul an de mandat de primar. Sunteți în primul mandat. Deci în iunie 2016. Exact. Și am mai avut un mandat de viceprimar înaintea mandatului de primar. Deci ați avut experiență administrativă. Aici pot să spun un lucru care zic eu că e un plus. Niciodată nu trebuie să te arunci așa cu capul înainte într-o funcție dintre asta, dacă e o funcție mare. Asta e sfat pentru cei care vin din urmă ca și politică. Fiecare lucru se face câte o treaptă, pentru că e bine mai întâi să știi, între ghilimele spus, cam cu ce se mănâncă ca să poți să răzbați. Cred că funcția de viceprimar m-a călit, iar asta de primar v-a desăvârșit experiența. Mi-a desăvârșit călirea. Da. E evident că nu este ușor. Ai, în momentul în care ești ales al comunității, răspunderea este foarte mare, pentru că oamenii așteaptă întotdeauna de la noul primar realizări. Și vom discuta despre proiectele pe care le propuneți dumneavoastră Consiliul Local spre aprobare. Și de asemenea este foarte important ca un primar, din punctul meu de vedere, să aibă o viziune asupra acestor proiecte, să vadă în viitor cum va arăta comuna, dar asta pe finalul emisiunii noastre. Haideți să discutăm un pic despre proiecte concret. De cum ați, și știți ce aș dori de la dumneavoastră, să ne spuneți cum ați preluat, care era starea economică a primăriei când a venit și modul cum era organizată primăria și ce ați făcut dumneavoastră, pentru că sunt convins că aveți lucruri bune de spus, adică s-a făcut un progres din 2016 da. Și până acum. Este foarte adevărat. Aș vrea să spun că mi-ați dat mingea la fileu, dar nu cred că ar trebui să spun ce am găsit și cum am luat, că știți dumneavoastră, când începe chestia asta și pe la toate televiziunile îi spun greaua moștenire, cât e de greu, dacă vrei să faci ceva, pornești. Vreau să marcăm momentul de plecare. Dacă vrei să faci ceva, până la urmă este o vorbă, pornești de pe pământ, dacă chiar îți dorești să faci asta. Dacă mai te mai gândești să vezi dacă vrei să faci sau nu, atunci mai dai în spate, mai spui, nu mi-a lăsat, nu mi-a dat, nu mi-a făcut. Fiecare primar din urma mea, fiecare primar și-a lăsat amprenta, fiecare primar a făcut ceva pentru Comuna Poduri, că a făcut mai mult, că a făcut mai puțin, fiecare a făcut atât cât și-a permis, atât cât a avut viziune, atât cât a avut echipă. Pentru că este foarte importantă și echipa este foarte importantă. Dar un lucru vreau să vă spun, în momentul în care ești ales primar cu un număr mare de voturi, să știți că responsabilitatea este mult mai mare decât atunci când ești ales la 2-3 voturi în plus față de celălalt. Adică responsabilitatea crește exponențial, pentru că lumea, dacă tu ai fost ales cu un număr atât de mare, atunci și pretențiile sunt tot la fel de mari. Sigur că da. Dar nu cred că lumea m-a ales pentru că nu realizasem ca viceprimar niciun fel de proiect, că nu aveam, cum știți cum viceprimarul e, până la urmă mâna a doua, nu... Dar cred că mi-a spus să spun ceva de mine ca om, cred că comunicarea și apropierea de oameni a fost atul care, pentru care oamenii m-au ales. Poate e și o șansă ca fiind viceprimar să discutați, să aveți posibilitatea să fiți mai mult pe teren și să discutați cu ei. Mai mult pe teren merg acum decât când eram viceprimar. Să știți, mult mai mult. Nu, depinde foarte mult de om, depinde de caracterul omului. Astea sunt lucruri de caracter, nu neapărat de... Și nu toată lumea din politică. Să știți că mulți încearcă să facă chestia asta și este teatral. Și multe lucruri dintre astea nu le ies din această cauză. Mie nu a avut ce să-mi iese, pentru că așa sunt eu ca și persoană. M-am spus, pentru asta m-au ales oamenii, pentru felul cum am fost și cum am stat de vorbă și cum am discutat, pentru că proiecte multe atunci ca viceprimar n-am avut. Este drept că m-am ocupat mult de parte de cultură, venind din partea asta, având la bază, fiind profesor, deci copiii m-au interesat în mod special, școlile astea au fost și ca viceprimar au fost din... Și faptul că am ținut cu oamenii, chiar asta este un... Chiar am ținut foarte mult. Au fost proiecte pe care înainte de a fi primar le-ați propus cetățenilor, ați reușit după aceea să le puneți în practică? Da, un proiect pentru care chiar m-am zbătut foarte tare așa și să zic că m-am mai luat în
unghii cu ceilalți colegi de la alte partide, au fost că a trebuit să facem un drum, să alegem să facem un drum, asfaltarea unui drum, sau să facem școala. În școala, ce se întâmplă? E o școală foarte frumoasă, școala General Nicolae Șova, o școală cu 700 de elevi, dar, paradoxal, această școală nu avea toalete. Era ceva de genul foarte frumos, dar neterminat. Da. Și atunci am alocat o sumă mai mare de bani și m-am bătut și așa, și școala s-a făcut și acum astăzi s-a mai făcut un compartiment al școlii. Suma a fost de 4 miliarde atunci, adică s-a făcut o ceva... O sumă destul de importantă. Da, foarte importantă. Și a ieșit și ceva foarte frumos, chiar foarte frumos. Dar problema acum nu e de cât de frumos, cât de folosință, pentru că totuși 700 de elevi să meargă în spatele școlii la toaletă, da. Era și la o comună atât de mare și cu oameni atât de era o problemă, chiar a fost o problemă. Școala este făcută, este înființată în 74, în anul când m-am născut eu. Și numai bine, când am fost eu primar, am definitivat această problemă cu școala. Iată o șansă pentru primar, o șansă istorică, putem spune, dar am crescut odată cu școala. Da. Ceea ce este important pentru comunitate. Haideți să vorbim un pic despre infrastructură. Știți că de obicei lucrurile se pun așa. Așa pune cetățeanul problemă. Dom'le, drumuri, apă, canalizare, gaze. La care stăm bine din toate acestea și cum au evoluat lucrurile, pentru că ați mai avut o șansă, doamnă primar, și o șansă foarte bună pe care dumneavoastră a spus-o în operă, au apărut aceste programe de dezvoltare la nivel național, programe, chiar multe din ele inițiate de partidul din care faceți parte, nu ne ascundem, ăsta este adevărul, programe extrem de bune, și aici vorbim despre celebrul PNDL. Da. Ei, haideți să, pentru că lumea nu știe, banii pentru lucrări vin din mai multe surse de finanțare. Care ar fi acestea? Și în funcție de lucrări să facem o mică trecere în revistă a acestor proiecte. Da, pot să vă spun că odată cu școala am început a merge și a face drumuri la Bacău, la Consiliul Județean, pentru a putea finaliza drumul DJ-117 care trece prin Comuna Poduri de la Cernul la Buda. Toată lumea cred că a auzit de mănăstirea de la Sfântul Sava, pe acolo trece unde era părintele Arsenie, îmi pare bine că pot să-l amintesc. Este un proiect care cred că e al șaselea an, pentru care este al șaselea an de dezbatere și de, nu știu, cred că de muncă asiduă pentru ca aceasta să fie finalizat. Suma, până la urmă, a fost prins proiectul PNDL, Consiliul Județean l-a prins, cred că e o mare bucurie. Au fost aproximativ 116 miliarde, tot prin PNDL. Datorită acestui PNDL s-a putut face acest lucru. Proiectul este la stadiul aproape final, s-a făcut licitația. Licitația a fost deja câștigată de către o firmă. Se mai așteaptă da autorizația de construire pentru a putea să-și dea drumul. Să dați ordinul de începere a lucrărilor. Nu o să-l dăm noi, o să-l dea Consiliul Județean, dar cred că înțeles. Cât i-am bătut la cap, cred că sărați s-au săturat și ei și eu și cei din Cernul care vor să fie drumul acesta făcut. Cred că toată lumea ne-am săturat de beaște, dacă îl vedem, am zis că am să merg desculță până la Buda dacă văd drumul ăla făcut, pentru că este destul de anevoios și suma este una destul de mare, de 116 miliarde, nu e chiar de aici, de acolo. O să vă spun că, nu știu dacă e o glumă sau o răutate, dar tot mi s-a din ceilalți contracandidați care probabil vor veni și așa, și mai vorbesc, nici nu vin și vorbesc neapărat în față, de obicei știți, se vorbește pe la colțuri, că așa e la noi. Mi s-a tot spus că atunci când am intrat primar, am avut în vizterii ca și fond de rulment. Știți că la noi e fond de rulment, suma de 19 miliarde. Și am să le spun următorul lucru, dacă tot sunt sigură că ei se vor uita primii la emisiunea asta. Am să le spun următorul lucru. Da, am avut 19 miliarde. 19 miliarde m-a costat un drum făcut prin AFIR și cu bani de la AFIR și am pus și noi banii aceștia, 19 miliarde, un kilometru de drum la Brănești, un drum anevoios unde am întâmpinat mari greutăți la inundații. Și deci 19 miliarde ăștia s-au dus pe un kilometru de drum care va face cu gabioane. Pentru că astea sunt sumele la noi. Nu le-am făcut eu, nu le-a făcut nimeni, atât cer
firmele care vin. Deci acești 19 miliarde, dacă aș fi rămas doar cu 19 miliarde, aceștia pe care i-am rămas, aș fi rămas la fondul de rulment, eu astăzi v-am adus în față să vedeți doar așa ca și idei, pentru că le uit că am bătrânit și am 22 de proiecte începute. Dacă numai pentru un singur proiect mi-ar trebui 19 miliarde, gândiți-vă dumneavoastră pentru 22 de proiecte, cam câți bani mi-ar trebui. Vorbesc de 116 miliarde drumul acesta județean. Vorbesc că am accesat prin PNDR încă 6,5 km de drum care au costat 72 de miliarde pe care i-am semnat. Nu vorbesc de... am făcut concrete, parcare din primărie. Amenajarea unui părculeț a fost la Cernul, asta a fost pe bani de buget. Am foarte multe să vă spun. Vă spun, deci 22, nu-s chiar... Cred că am fost un primar care e împionerat cu atât de multe, atât de pentru multe că proiecte. Ne-am luat foarte multe față de alte comune care îmi spuneau că au 5-6 proiecte pe care care sunt și funcționează, dar chiar am făcut și încă ceva, chiar s-au făcut din aceste proiecte, vorbesc de proiecte finalizate, în curs de finalizare și încă proiecte pe care acum le depunem din nou. Nu s-a stat deloc în acest mandat. Deci nu vă opriți, sunteți optimistă și în ceea ce privește viitorul comunei și vă luptați pentru lucrurile astea. Da. Cam câte drumuri faceți pe lună așa la București sau la Iași? Normal, sau foarte multe drumuri și la Iași și la București, pentru că avem coafirul avem, de exemplu, acum am semnat pentru un buldoi excavator nou, în jur de 65.000 de euro. Noi am pus 4.000 de euro, cred. Restul au fost bani, 60.000 de euro au fost bani prin AFIR, deci bani europeni. Am semnat pentru el, așteptăm ca la sfârșitul lunii să ne parvină această... Și ne-a ajutat Galu, pentru că noi suntem în Gal Valea Muntelui și ne-au ajutat dumnealor și am făcut acest lucru. Tot prin Gal, că vorbeam de proiectul de mai înainte cu Brăneștiu, cu 19 miliarde, celea care mi-au rămas, mie o grea moștenire și mare. Galu fiind un proiect Galu de finanțare... Este înființat pe Valea Muntelui. Știți că sunt diferite galuri. E Galul Valea Muntelui, da, e Galul... Pe anumite zone. Și noi suntem câteva primării. Suntem ca o... Este o, de fapt, un grup de acțiune locală. Că asta e. Și avem mai multe primării și fiecare avem o sumă care este tot din bani europeni. Și suma aceea, fiecare dintre primărie, într-un an, iar veniți cineva... Veniți și de la buget cu vreun anumit procent? Da, păi da, asta vă spun, că Galul ne-a dat 100.000 de euro, ceea ce ar însemna 4 miliarde jumătate în banii noștri și noi am mai pus 18 miliarde. Deci a fost mai mare investiția noastră, dar totuși a fost o investiție. Nu este chiar așa simplu. Mai greu ne descurcăm cu documentele și cu actele care peste tot cred că sunt aceeași probleme. Păi discutam și cu alți primari. Din punctul astea dumneavoastră sunt. De vedere, încă mai există birocrație, adică mai sunt multe. Da. Mi-aduc aminte că la un moment dat eram la o conferință de presă la Bacău și chiar la vremea respectivă era inclusiv șeful partidului, era prefectul și așa mai departe și au găsit o modalitate de a crea un grup de lucru pentru ca să se treacă mai ușor peste proceduri, pentru că era birocrația foarte, foarte mare. Iată încă o inițiativă tot din partea partidului dumneavoastră pentru a simplifica și aici ne referim chiar la aici este marea centura problemă. Bacăului, unde lucrurile au mers destul de repede. Iată, păcat. Dar păcat că acum am înțeles că partidul de guvernare a mai tăiat din elanul ăsta, din finanțare. Oricum, este păcat atunci în momentul în care vine un nou partid la conducere și oprește sau chiar blochează proiectele celor dinainte. Tocmai de aceea observați că și televiziunea noastră a învățat din greșelile politicienilor și noi lucrăm cu toate partidele. La această masă stau primari și PSD și PNL și USR și așa mai departe. Eu cred că așa ar trebui să fie și politica, pentru că e până la urmă cine pierde? Cetățeanul, omul. Normal. Da? Observ că dumneavoastră, indiferent ce se întâmplă, aveți inițiative permanente și acum și în acest moment mergeți și vă zbateți ca să aduceți bani pentru Comuna Poduri. Să mai trecem în revistă câteva lucruri care credeți că ar fi semnificative în acest mandat. Da, sigur că chiar sunt. Și acum, imediat după ce s-a terminat anul și am început acum acest an nou, deja firma care face lucrările prin PNDL a început o nouă lucrare.
E o lucrare de asfaltare de 1,3 km. Majoritatea au fost în așa fel încât să fie pe la câte o biserică prin față, pentru că și acolo unde sunt mai multe case și mai multe gospodării. Așa că toată lumea spune, dom'le, dar când vii la mine, dar la mine când faci? Păi este vorba și de acel punctaj care trebuie să-l îndeplinești. Că așa eu am minte să fac la toată lumea, pentru că până la urmă asta e și ideea, toată lumea să fie mulțumită. Dar da. Nu se poate, nu pentru că nu-mi doresc eu, nu se poate pentru că uneori din punct de vedere legal, iar alte ori, din punct de vedere al timpului, este foarte greu de făcut. Da, sunt anumite criterii. Și lumea acum nu mai are răbdarea respectivă ca să mai aștepte. Toată lumea este într-o continuă grabă, acum să faci, acum nu se poate așa. Trebuie să fie și legal, trebuie să fie și bine făcut. Dacă nu este bine făcut, iar există o problemă că nu a fost făcut cum trebuie. Și atunci... Pentru că emisiunea noastră este limitată ca timpul, avem doar 45 de minute. Eu pot să vă vorbesc 45 de minute doar despre un proiect. Eu o să vă rog să mai spuneți că dacă... o să mai avem și alte emisiuni, o să discutăm și despre alte teme. Totuși, mai dați-ne câteva. Am văzut că ați venit pregătit aici, aveți foarte multe obiective. Chiar puteți și uitați, puteți să vedeți că acestea toate sunt finalizate. Sunt și pe bugeturile, că și în curs de execuții, iar sunt care sunt depuse. Hai, treceți un pic, mai completați din cer, că știu că sunt foarte multe. Am început Căminul Cultural de la Cernu, pentru că vorbeam de partea culturală. Și acum el este tot prin AFIR, tot pe bani europeni și acum se construiește, chiar astăzi am fost și am văzut despre ce este vorba, chiar este foarte frumos. Ce mi-a plăcut foarte mult că firma care a venit și construiește căminul a luat oameni din Cernu și lucrează, niște oameni foarte harnici, un lucru foarte bun, chiar foarte bun, dar niște oameni foarte, foarte, și se și vede, asta este problema, că se vede ce rămâne în urmă. Prima dată chiar cred că în primele luni am amenajat un părculeț pentru copii tot la Cernul lângă școală. A fost dintr-un buget local, dar nu, n-a fost o sumă foarte mare, dar s-au făcut extinderi de apă, pentru că nu avem canalizarea. Proiectele foarte mari sunt canalizarea și gazele. Pentru ca aceste proiecte să fie duse la bun sfârșit, pentru gaze am făcut împreună cu încă 4 primării, am făcut o asociație, iar prin această asociație, împreună cu Bereștea, Slăustrugar și Scorțeni, am făcut o asociație care a depus proiectul pentru gaze naturale. Suntem deja la faza de prospecțiuni, am terminat proiectul, depunem proiectul pe POIM, pe același, tot prin bani europeni, pentru că este cam 9 milioane de euro, costă, e o sumă imensă, nu se poate chiar face din banii din buget, sub nicio formă. Lumea trebuie să știe că bugetul este foarte mic și bugetul este alcătuit din banii pe care îi aduc cetățenii, taxe, impozite și celelalte. Și nici toate taxele și impozitele și celelalte nu rămân la noi, pentru că știți cum e, o parte rămân la noi, o parte se duc mai departe. Am accesat Wi-Fi internațional, am fost printre primele comune care am accesat. Da, iarăși un proiect interesant. Și cred că l-am și încheiat. Acum încă mai avem ceva probleme, se mai reglează din punct de vedere tehnic. Au fost câștigați printre primii. Mi-aduc aminte că eram chiar înaintea Bacăului, am luat 15.000 de euro, banii s-au dat, am pus la două biserici, la o școală. Da. Cred că tinerii sunt în primul rând entuziasmați de... Ei sunt mai prinși în chestiunea asta tehnică și am văzut, apropo de, fiindcă eu o să încerc să punctez în funcție de moment, am văzut că relaționați foarte bine cu ei și pe rețele de socializare și la primărie vin, dar și mă bucur că tinerii țin cu primarul, țin în sensul legătura cu primarul și mă bucur că noua generație vă consideră tânără alături de ei, vă asimilează, cum s-ar spune. Da. Pentru că v-am văzut și la acțiunile culturale, vom discuta după aceea. Da. E clar că măsura asta cu internetul a fost foarte, foarte bună. Acum, că vreți să spuneți că am dat în mintea copiilor? Nu. Că sunteți în mijlocul tinerilor permanent. Da. Și ei vă văd ca un... Așa este și din grupul lor. Știți de ce? Pentru că, repet, la bază sunt învățători și profesori și cred că lucrul ăsta undeva mă situează aproape de ei, tot timpul am fost. Mie îmi plac foarte mult copiii, extraordinar de mult. Da, am tot încercat să facem, să
În primul rând, eu am încercat ca tinerii să fie cei care vin din urmă și ca să facă lucruri, pentru că au și o nouă perspectivă, au și mai multă putere și mai multă ambiție față de noi, au și din punct de vedere informațional mult mai multă materie de unde se ia acest lucru și de ce nu să promovăm pe orice plan tineri. Și până să la urmă, că proiectele care le faceți sunt și pentru ei. Da, sunt cel mai mare parte pentru ei, pentru că sunt cei care vor rămâne și care vor beneficia mai mult de ele. Dar avem tineri foarte deștepți în Comuna Poldor, să știți. Copii care au terminat și au luat bacalaureatul cu 9 și 10, foarte mulți. Copii care merg la medicină, foarte mulți. Foarte mulți copii care merg la teologie. Deci foarte mulți copii foarte buni, ingineri. Sunt copii foarte buni în Comuna Poldor. Copii pe care, pentru că, nu știu dacă am spus, noi filmăm și ședințele în Consiliul Local și suntem aproape de ceea ce faci și noi vă mulțumim cu această ocazie că ne invitați de fiecare dată să prezentăm. De partea noastră, pentru că prezentând aceste lucruri, văd și ce se stimulat pe tineri. Da. Atât cât s-a putut. Ni s-a permis legea, normal. Că da. Anul acesta fiind an centenar, în Comuna Poduri s-au împlinit 600 de ani de la atestarea Comunei. Am făcut diferite acțiuni. Acțiuni culturale, acțiuni, au fost acțiuni cu poliția locală, acțiuni cu tinerii. Avem o bătrână care a împlinit în an centenar 100 de ani și am serbat-o, să știți că la mulți ani, doamna Bibire, are 101 ani acuși. Felicitări, da, și din partea noastră la mulți ani. Dar cred că și dumneavoastră ați fost atunci. Da, a fost un moment foarte frumos. S-au făcut foarte multe lucruri pentru tineri. Toți tinerii care anul acesta au împlinit 18 ani au primit din partea noastră un însemn de majorat, ca să spun așa, și o sumă. S-au făcut, în schimb, pentru copiii care sunt premianți la olimpiade și la concursuri, s-au dat bani. S-au dat bani drept, e cel mai corect. E bine că sunt stimulați, da. Sigur că da. Da, acest lucru este foarte adevărat, s-a făcut de când sunt eu primar, partea asta cu copiii. Am preluat partea cu copiii, fiecare copil la sfârșit de an de Moș Crăciun primește din partea primăriei un pachet, se fac în fiecare an câte 750 de pachete pentru toți copiii din toate, de la grădiniță și până la clasa 8-a. Cărțile de premiere noi le oferim la sfârșitul fiecărui an școlar, pentru că cred că tradiția asta trebuie împământenită. Sunt unde nu se mai dau cărți la premiere, unde se dau diplomă și te trimite acasă. Eu am rămas și așa mai tradiționalist în ceea ce privește acest lucru. Toți tinerii beneficiază și de acest festival, care aici mă adresez telespectatorilor, care are o anvergură destul de importantă, pentru că am văzut, au venit și din Republica Moldova și din alte țări, au venit la acest festival. Festival pe care dumneavoastră îl sprijiniți în fiecare an, ediție de ediție, și pe care noi l-am publicat și o să rugăm telespectatorii să urmărească canalul nostru de televiziune. Am păstrat toate aceste filmări. De ce? Pentru că mie mi s-au părut foarte importante. Pe de o parte, faptul că se antrenează în această acțiune foarte mulți tineri, pe de altă parte vin și cei mai în vârstă care sunt iubitori de muzică populară, de tradiții populare și așa mai departe. Așa. Cred că ați creat un nucleu acolo de invidiat pentru Moinești de această dată și Moineștiul sigur are alte posibilități, are festivalul lui de tradiții și folclor. Iată că se poate și într-o comună cum este Comuna Poduri să fie asemenea acțiuni, acțiuni care nu le-am regăsit în alte comune. Deci orașele lăsăm deoparte că vorbim despre altceva. Este altceva. E vorba de alt buget, dar vorbim de comune. Și acum trebuie să spun cu părere de rău, noi filmăm peste 60 de wateuri din județul Bacău. Ceea ce am văzut la dumneavoastră am găsit în puține comune. Sunt comune, într-adevăr, cum este Dofteana și mai avem exemple, unde Scorțeniu, acolo că sunteți vecini, care au de asemenea tradiții. Dar am găsit și comune, doamnă primar, unde dacă primarul nu și-a dorit, n-a avut interes, am observat la dumneavoastră, este aplicarea aceasta și pedagogică și culturală, care v-a ajutat. Experiența profesională a spus-o în practică și în asta. Despre ce mai doriți să discutăm? Ce ne mai aduceți? Sigur că nu o să putem să le punem pe toate. Pot să vă spun că ieri, de exemplu, am făcut recepția, s-a dat în funcțiune monitorizarea video a comunei, care iar este un foarte bun, foarte important proiect,
pentru siguranța cetățeanului. Deci combate infracționalitatea. Normal. Deci chiar mi s-a părut foarte binevenit și sper să-l și mai amplificăm, pentru că e doar în câteva zone, acum la început a fost doar în câteva zone, dar el s-a finalizat ieri, am intrat în posesia acelor camere pe care astăzi putem să vedem și de aici ce se întâmplă în comună, deci... Excelent. Da. Asta că a fost ieri. Am avut reabilitare termică a grădinițelor, iar mă duc la școală și la grădiniță, mi se pare... Am făcut asfalt, am pus asfalt, s-a asfaltat destul. Din toamnă tot asfaltăm, lumea este foarte mulțumită pe acolo, pe unde este. Au fost și nemulțumiți, clar, în sensul că știți că niciodată, și dacă până la urmă le faci covor roșu și tot, da, n-am să ajungi. Eu mi-am dar, pus o întrebare, totuși. În general, da. Lumea este mulțumită, da, pentru că este un grad mai mare de civilizație și un grad mai mare de folosință și un grad mai mare de... De confort pentru oameni. De confort, că asta este de fapt ideea. Una e să ieși în drum cu un drum de piatră și alta să fie un drum asfaltat. Dar aici trebuie să remarc la dumneavoastră și sprijinul pe care Consiliul Județean vi l-a acordat, în speță, nu ascund numele, domnul Brașoveanu, care este un om deschis, un om cu care primarii pot lucra foarte bine, indiferent de partidul politic. Și am observat că dânsul întotdeauna a avut grijă pe tot județul Bacău să fie echilibrate aceste investiții în infrastructură. Dumneavoastră ați beneficiat de acest sprijin al Consiliului Județean, da, și cred că așa este firesc să da, remarcăm și acest spun, lucru. Pot să spun niște lucruri, știți, și să mulțumesc. Acum nu chiar ca la Oscar, pentru că mai am foarte multe de făcut și mulțumirile cele mai mari vreau să le spun la urmă. Este foarte adevărat despre, pot să spun lucruri frumoase despre domnul Brașoveanu, tot timpul am avut ușa deschisă. Încă toate aceste proiecte pe care le vedeți aici, am început pe timpul domnului președinte Benea. Cu el am continuat și dumnealui m-a ajutat în tot ce este... Chiar și din calitatea de europarlamentar se implică și acum. Dar a fost, deci în momentul în care eram viceprimar și am mers și am discutat, s-a implicat pentru că era președinte al Consiliului Județean atunci. De asta spun că drumul DG117 este început împreună cu dumnealui. Atunci am mers și m-am rugat la dumnealui și am primit pentru copii, am primit încă un microbuz nou. Adică au fost deci aici lucruri... a fost o continuitate. Da, a fost o continuitate, ce este foarte adevărat. Deci aceste lucruri continuă și în ceea ce privește PNDL-ul, nu pot să spun că nu am fost ajutată, pentru că nu, eu nu singur, încă o dată spun, fără echipă și la nivelul județean și la nivel local, nu pot să faci absolut nimic. Da. Eu acum zic că putem să spunem foarte multe lucruri. O să vă mai rog să ne mai dați câteva exemple, că văd că aveți aici foarte multe... Am un... Câteva of, din ele o să vă rog. Pentru că tocmai din 2007 în satul Bucșești a fost început un cămin cultural. Căminul acesta cultural a fost început prin bani de buget. Din banii de buget nu ne-ar fi ajuns niciodată să-l putem face, pentru că el a ajuns la suma de 23 de miliarde. Este o sumă imensă pentru un buget să susțină 23 de miliarde pentru a face un cămin. El a fost depus la Compania Națională de Investiții de către mine tot pe timpul când eram viceprimar. Și gândiți-vă că am 6 ani, 4 de mandat și 2 dinainte, în care facem drumuri la București împreună cu colegii mei, pentru că acum, în acest moment, acum să intrăm la licitație. După 6 ani. Asta pentru că el a fost început pe buget și ne-a fost foarte greu firma care l-a început. Au început tot felul de dezbatere, au început tot felul de... Deci a fost ceva infernal cu acest cămin, pe care îmi doresc foarte mult să-l termin și să-l construiesc. Și îmi doresc foarte mult ca și folosință. Mai există un lucru care cred că nu numai la mine, în toate, și fac o paranteză aici, în toate comunele se întâmplă. Natalitatea este una foarte mică. Da. A scăzut. Noi facem cămine culturale, dar mie mi-ar fi plăcut foarte mult din acest cămin cultural să fac un azil pentru bătrâni. Asta aș vrut. Doar că cei de la Compania Națională de Investiții ne dau bani, dar ne pun ca și
îți spun că și oprește 15 ani să nu poată să fie decât cu folosința pe care a plecat. Da, da. Să nu poată să fie altă folosință. Însă, dorim să mutăm acolo o bibliotecă, dorim să mutăm acolo cabinetul medical care este la Bușești și sper că în această vară să terminăm cu licitația și să putem să îl finalizăm, pentru că acesta și cu drumul DJ-117 sunt proiectele care sunt cele mai vechi și cele mai apăsătoare pe care le am. Dar eu cred că se vor face. Ce considerați că mai putem completa în mica noastră întâlnire de astăzi? Pentru că, încă o dată, eu sunt convins că veți mai răspunde invitațiilor noastre și ne vom mai vedea. Sigur că într-o emisiune nu putem cuprinde toate. Aveți foarte multe, foarte multe proiecte. Să vă spun ceva important și ceva frumos, să zic eu. V-am spus de gaze, v-am spus că canalizarea este în discuții și se merge pentru canalizare mai departe. Suntem tot pe poim cu mai multe comune. Un lucru care este, să zic, inedit pentru o comună. Împreună cu Habitat România construim 10 case. Ele vor începe în octombrie. Am terminat proiectul. Am cumpărat terenul unde să facem aceste case. Am pus la dispoziție terenul pentru tineri și pentru oamenii care vor să vină în comuna Poduri. În sensul că eu aș vrea ca și lumea din exterior să vină la noi în comună. Abia am fi mai mulți, nu mi se pare corect. Și deja suntem, deci chiar suntem avansați în ceea ce privește acest proiect cu Habitatul și sperăm acum în vară deja, ei de fapt au ca și termen în octombrie, la sfârșitul lui octombrie, ca aceste case deja să fie ridicate. Noi am văzut și anul trecut și acum 2 ani câteva proiecte finalizate de către acest ONG, da? E un ONG. Da, e un ONG, da. Bineînțeles cu finanțare din străină română, ceva mix, da, cred eu, da. Dar oricum un ONG care... un ONG serios. Foarte serios. Asta și, este... Doamne, vin cei din străinătate și construiesc casă, bineînțeles împreună cu cei care beneficiază după aceea, dar care au probleme sociale și care primesc o casă la cheie. Și am văzut pe un grafic cum au evoluat lucrurile și aici nu știu dacă domnul Costea de la Moinești mai este implicat acolo la noi nu am lucrat cu domnul Costea, au fost alți domni, am lucrat direct mai cu multe, Bucureștiu. Așa, direct. Chiar direct cu București am lucrat și cred că a fost foarte... Da. Oricum e vorba de același ONG care într-adevăr vine și mă bucur că a ales comuna dumneavoastră, pentru că aici trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că dacă nu există și deschidere și din partea primăriei către aceste ONG-uri, ele nu se pot realiza. Și unii din comunitate, nu. Dumneavoastră am văzut că i-ați primit cu brațele deschise. Dar nu mai am primit cu brațele deschise, am fost și la, pot să spun că sunt un pic mândră așa acum, că am fost și la cu alte comune, să nu credeți că au mai fost au și alte fost comune. A fost o concurență, da. Dar faptul că noi am fost un pic mai vigilenți și că am avut pământul și că ne-am dorit foarte mult și ne-am mișcat foarte repede, aceștia s-au îndreptat către noi, că au văzut că suntem serioși. Suntem într-un an electoral, un pic mai dificil. Eu sunt convins că dumneavoastră nu aveți emoții în ceea ce privește partea electorală și că veți veni la fel cum ați venit cu programul dumneavoastră de administrație din 2016. Văd că deja acum aveți aturi mult mai puternice. Așadar, eu vă propun să dăm un mesaj pentru cetățenii din Podul, să le spuneți cum vedeți dumneavoastră viitorul acestei comune? Păi eu în an electoral nu știu ce aș putea să fac, pentru că știți dumneavoastră cum e aia că se îngrașă porcul în ziua de Crăciun. Nu, la mine, ca și an electoral, eu spun că vin cu munca. Eu n-am obișnuit. Munca care s-a făcut și munca din spate care se vede, asta este de fapt în an electoral. Nu știu, eu sunt curioasă. Aici este o chestie, să zic așa, poate acum sunt un pic egoistă, dar nu știu dacă sunt egoistă, le-aș pune întrebare contra candidaților mei, dacă se uită, să-i întreb așa foarte, foarte simplu și foarte direct. Aș vrea să le spun care este scopul pentru care vin, având în vedere că sunt 22 de proiecte începute, care este scopul lor care vin și nu vin lângă mine ca să facem să ceva... Să mergeți împreună. Să mergem împreună, exact. Și să le facem. Eu sunt foarte curioasă de scopul acesta care vor să vină.
Poate v-am spus, poate întrebarea cu un pic mai așa, mai nu e așa, nu, de diplomată. Dar e o chestie pe că, la care eu mă întreb, spui, dacă îți dore, dacă tu vezi că un om face ceva, dacă, de exemplu, televiziunea dumneavoastră este una foarte bună, de ce ar trebui să vină cineva din spate care nici n-a prea care făcut, doar să nici critici, nu vede, doar care să vină să critică, doar asta va fi. Asta va fi, de fapt, critica pe chestii minore sau pe chestii... Pe chestii care să ajute cetățeanul, da, sunt și eu de acord. Eu vă spun așa, și acum fac o paralelă cu ceea ce faceți dumneavoastră, sigur, televiziunea noastră merge cu mandatul înainte, noi nu avem, avem permanent activitate, deci noi nu avem aceste emoții pe care le au primarii. Dar care... să nu credeți că am vreo emoție. Dar și vă, să vă spun, și să vă spun de ce. Nu, da. Nu am emoția aceea pentru omul acela care vai, a făcut ceva și bă, e neapărat până la urmă încrâncenarea aceea că domnule, trebuie să câștigă, dacă nu câștig eu ca primar. Nu, dar vă doriți să continuați aceste chiar lucruri. Îmi doresc pentru lume și pentru că foarte multă lume și-a pus, și-a pus speranța și baza și s-a văzut că s-a făcut ceva, asta este un lucru. Și încă o dată spun, nu am acea încrâncenare că neapărat trebuie să rămân la putere, să rămân la putere până, până la urmă pentru ce? Decât ca să pot să ajut și cam asta este ideea, să pot să ajut. Pentru că loc de profesor mai este, pot să merg înapoi la catedră, deci nu mi-este greu deloc. Și când am venit în primul mandat, tot timpul m-am gândit ce o să fac și cum o să fac pentru oameni ca să fie bine să las ceva în urma mea. Dar nu m-am gândit niciodată. Vai, câte o să strâng, câte o să fac ca da. Și primar. Acum, e, să fim sinceri, munca mai... de primar este destul de complicată, destul de grea. Faceți eforturi deosebite, să știți că noi v-am găsit la orice oră ne-am intrat în poduri, v-am găsit ori la primărie, ori pe teren. Asta e un lucru bun și mă bucură foarte mult optimismul de care dați dovadă, încrederea pe care o aveți în ceea ce faceți. Așadar, nu ne rămâne decât să vă urăm mult succes în acest an. Suntem alături de dumneavoastră, Exclusiv TV a fost și este alături, putem considera, de obicei am văzut că se înfrățesc comunele între ele, iată și televiziunea noastră înfrățește cu Comuna Poduri pentru aceste proiecte frumoase pe care dumneavoastră le-ați demarat și care continuă. Așadar, când mergem la poduri, mergem ca la niște prieteni, mergem la doamna primar, bem o cafea la birou acolo. Am mai menționat într-o emisiune că s-au mai supărat unii consilieri pe mine într-o comună, că am spus, domnule, păi de ce nu vii să discuți și cu noi? I-am spus, domnule, îmi pare rău, deocamdată merg la cel ales de cei mulți și merg și beau o cafea la primar. După, sigur că stăm de vorbă cu toată lumea, dar, sigur, televiziunea noastră nu are rolul decât de a prezenta lucrurile așa cum sunt. Iar așa cum le-am văzut noi la poduri, lucrurile merg foarte bine. Doamna primar, noi vă mulțumim foarte mult. Dacă mai doriți pe final să mai spuneți ceva, vă stăm la dispoziție și încă o dată vreau să vă spun că suntem bucuroși că astăzi la personalitatea zilei ați fost alături de noi. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc că mi-ați dat așa mână liberă să spun ce gândesc. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-a spus că sunt optimistă. Nu sunt optimistă, acestea sunt faptele și ceea ce se vede, se vede în ceea ce s-a făcut, nu în vorbe. Eu vorbe mai puțin, eu nu am fost omul care să promit și acum să nu pot să-mi țin promisiunea. Poate dacă n-am putut să țin o promisiune, nu am ținut-o pentru că nu am dorit eu, pentru că au fost alte lucruri adiacente care nu m-au lăsat să o fac. Dar în general sunt omul care promit și fac și mă țin și de cuvânt. Într-o lume a politicii făcută de bărbați, iată o doamnă primar cu mult curaj, o doamnă care o spune noi de această dată, televiziunea se ține de cuvânt și nu este doar un slogan, este o realitate în Comuna Poduri. Sunt Eugen Ungureanu și vă invit să urmăriți programele noastre. Până data viitoare vă spun la revedere, sărumâinile și încă o dată mult succes în acest an. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, să aveți o seară bună și să aveți un an frumos și să ne revedem tot așa cu evenimente frumoase, că asta este cel mai important. Și tuturor pădurenilor să aibă un an bun și cei de acasă și cei din străinătate. La revedere! La revedere!